Bună seara! Din nou vă spun la emisiunea Teologia în actualitate și în seara aceasta apreciem pe toți cei care ne urmăriți și pe cei care ne veți urmări online după ce această emisiune deja va fi difuzată. Continuăm emisiunile noastre despre repere istorice și identitare baptiste. Invitat în studio este pastorul și președintele comunității Baptiste de București, pastorul Sorin Bădrăgan. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! În emisiunile precedent am vorbit despre scriptură, dar o altă învățătură importantă pentru baptiști este biserica. Și în seara aceasta vă propun să Punem în discuție două concepte care pare că dau puține probleme în aplicare, și anume autonomia și asocierea. Ambele sunt legate de ceea ce numim congregaționalismul baptist. Cum înțelegeți și cum înțeleg baptiștii acest concept al autonomiei bisericii? Um. Conceptul de autonomie al Bisericii derivă, de fapt, din învățătura cuvântului lui Dumnezeu. În mod practic, lucrul acesta este văzut în faptul că o biserică, după cum o numim noi, locală, un grup de credincioși care se adună și funcționează într-un loc anume, are tot ceea ce Dumnezeu intenționează pentru biserica sa. Un grup de credincioși autentici, prezența lui Hristos, care este afirmată de însuși Mântuitorul în Evanghelia după Matei, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt acolo. De asemenea, darurile pe care Duhul lui Dumnezeu le dă credincioșilor, le împarte credincioșilor, trimiterea, slujirea și autoritatea de a lua decizii. Hristos este capul bisericii și El este capul comunității de credincioși care constituie o biserică locală. Și atunci, o asemenea comunitate de credincioși are tot ce îi trebuie pentru a fi biserica autentică, pentru a fi o biserică. Și de aici vine această, această înțelegere a autonomiei. În sensul că o biserică, de -o, o biserică locală, un grup de credincioși, are grupul acesta tot ceea ce îi trebuie pentru a fi biserică, și nu e nevoie de ceva de, din afara ei. Nu îi lipsește ceva ce i-ar da o altă, un alt grup, o altă biserică pentru a exista. Ea este o biserică în toată puterea cuvântului. Și în sensul acesta, ea e autonomă, în sensul că ea um, poate să ia decizii vis-a-vis -vis de viața ei internă, de slujirile ei, de slujitorii ei. În sensul acesta, ea este autonomă, dar cu siguranță că ea nu este. Ea nu funcționează ca o individualitate separată de celelalte biserici. Ați menționat despre faptul că această autonomie nu ar trebui să o desprindem de relația cu Hristos care conduce biserica. Deci autonomia aceasta nu este o administrare de unii singuri și cum ne place nouă, ci este o administrare împreună cu toate resursele date bisericii de către Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt pentru biserică. Cum s-ar traduce mai practic această idee a lui Hristos care conduce biserica lui? Pentru că Cristos nu este în mod fizic în Biserică. Și cineva ar putea să spună, bun, dar noi le uităm la noi, la pastor, la cei care conduc Biserica. De unde știu eu că cineva conduce după Cristos? Cum este exprimată această idee a conducerii lui Hristos în Biserică? Um, e un proces foarte uh, dificil, de fapt, și el. Uh, Procesul acesta de conducere de către, către Hristos în biserică în niciun caz nu este teocrație. După cum afirmă unii că în biserică ar fi teocrație. De ce nu e teocrație? Și începem prin a spune că Hristos este capul bisericii. Dar teocrația este un concept politic. Teocrația nu poate fi aplicată bisericii pentru că biserica nu este un, un stat, o țară. După cum biserica nu este democrație. No? Teos kratos, uh, voia lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu este uh, aplicată, autoritatea lui Dumnezeu. Demos kratos, cea a oamenilor. Într-o democrație se face voia poporului, într-o teocrație se face voia lui Dumnezeu, dar asta se referă la uh, instituțiile prin care un stat este guvernat. Deci teocrație și democrație sunt concepte politice. biserica are în același timp și afinități cu teocrație, dar și cu democrația. În ce sens? Și aici este dificultatea de care vorbeam, că ea, biserica, este condusă de Hristos și trebuie să fie condusă de Hristos, dar modul în care Hristos conduce, înțelegem noi credincioșii baptiști și baptistici, este că el călăuzește prin Duhul lui Dumnezeu pe credincioșii care formează o biserică, îi călăuzește și credincioșii care formează acea biserică indică ceea ce ei primesc ca și călăuzire printr-o contribuție personală la luarea de decizii. Și lucrul ăsta se numește congregaționalism. Adică autoritatea unei biserici locale este exercitată de întreaga congregație. Și modul în care, în general, se întâmplă lucrul ăsta este prin, prin vot. Eu nu sunt uh, un mare susținător al acestui limbaj. Pentru că eu cred că, în mod fundamental, mărturisirea de credință a cultului creștin baptist spune că forma în care noi luăm deciziile este una democratică. Dar biserica nu e o democrație, din nou, că biserica nu e stat. Dar, de fapt, când noi ridicăm mâna și spuneam că nu sunt mare susținător al limbajului de voturi, de când, când, deși nu avem altul mai bun. Dar când noi ridicăm mâna atunci când trebuie luată o decizie, noi indicăm nu voia noastră, ar fi bine să nu, ci indicăm modul în care noi înțelegem că ne călăuzește Dumnezeu. Pentru că dacă să l face voia noastră, înseamnă că Biserica ar fi un club, o, o adunare de oameni, o adunătură de oameni care uh, fac ceea ce vrea majoritatea. Dar noi ne rugăm înainte să luăm decizii. Nădăjduind, sperând că Dumnezeu ne luminează prin Duhul Lui să luăm decizia potrivită. Deci dacă înțeleg bine, nu pune semnul egal între democrație și congregaționalism. Că aici cred că unii fac confuzia. Democrație, congregaționalismul este democrație. Uh, nu, în niciun caz. Dar, din nou, lucrul ăsta, asta e o subtilitate care ne scapă uneori. Biserica nu poate fi democrație. Democrație e forma de organizare a unui stat în care voia poporului este cea care contează și care se traduce în elaborarea de legi. Numai că e democrație reprezentativă, adică nu strângem toată România ori de câte ori vrem să facem o lege și le cerem părerea oamenilor, ci. Ne alegem niște reprezentanți pe care îi trimitem, ei formează Parlamentul și ei acolo elaborează legi. E o reprezentativă. Teocrația. Israelul a fost o teocrație. A fost. De ce? Pentru că a fost un stat a cărui lege socială, civilă, era și lege spirituală. Nu? Penteuhu era, gândiți-vă, avea, avea în el legea din Vechiul Testament. Avea o dimensiune spirituală, una ceremonială, dar și una civilă. Se vorbește despre hotarul pe care n-ar trebui să-l muți, se vorbește despre cinste, despre business, despre relații între vecini. Alea sunt, de fapt, chestiuni care țin de relațiile pe, pe, pe partea economică, civilă, socială. Atunci Israelul era o teocrație pentru că legea spirituală, legea religioasă era și legea țării. Echivalentul astăzi ar fi țările musulmane unde este implementată șaria. Un stat religios. Da, cu o tentă teocratică. Ori, biserica este o comunitate de credincioși. Biserica nu este Echivalentul Israelului, din, din punct de vedere al organizării. Israelul a fost un, un stat. Biserica nu poate fi un stat, pentru că ea este o comunitate formată din un trup, format poporului Dumnezeu, format din oameni din toate etniile lumii acestea. Este o, un miracol. Biserica este uh, ceva ce nimeni nu-și putea imagina. Îngerii se uită și se minunează pentru că. La, la biserică, pentru că nimeni nu-și putea imagina că Dumnezeu uh, ar face așa ceva, să aducă oameni din, din toate colțurile lumii și ale vieții să-i să facă frați și surori prin lucrarea lui Hristos. Și atunci, uh, Biserica are însă, din partea lui Dumnezeu, autoritatea de a decide și la nivel local. Da? O comunitate de credincioși are libertatea de a decide în chestiuni de. Organizare, chestiuni administrative, pentru că în cadrul acelei biserici sau în viața bisericii, Duhul lui Dumnezeu călăuzește pe membrii care indică această călăuzire prin participarea lor la luarea deciziilor. Și aceea nu este democrație. Vai de biserica! În care se face voia oamenilor. Și sigur că acesta este un risc, și din păcate, uneori vedem că în unele biserici se face mai degrabă voia oamenilor, pentru că acest model de organizare al bisericii este, bineînțeles, supus pericolelor, extremelor. Și un pericol este tocmai acesta. Ca uh, uh, viața bisericii să fie dominată de persoane influente sau de grupuri care reușesc să, să strângă majorități. Dar, dar acesta este uh, un, un mod uh, greșit pentru care cei care fac lucrul ăsta vor da socoteară înaintea lui Dumnezeu. trebuie să umblăm în ascultare de Dumnezeu și sensibil la călăuzirea Duhului Dumnezeu, pentru ca uh, orice decizie pe care o luăm, prin participarea întregii comunități, prin ridicare de mână, ar zice eu, neapărat vot, sau ținerea mâinii jos, uh, să se facă voia lui Dumnezeu și în modul cel mai onest, cel mai sincer să căutăm, să, dis să distingem, să dibuim voia lui Dumnezeu și apoi să o facem. Deci administrarea Autonomia nu este o administrare după voia noastră, ci este o administrare în baza înțelegerii voii lui Dumnezeu. Și acesta este principiul fundamental, central: Biserica va urma voia lui Dumnezeu, care este înțeleasă de către comunitate, din scriptură și aplicată într-un context da, specific. Din scriptură și sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu pentru că sunt lucruri care trebuie decise, care nu sunt în Scriptură. Spre exemplu, nu negociem standardele morale pe care le avem exprimate clar în Scriptură. Furtul, deci minciuna, astea nu sunt chestiuni asupra cărora ne, ne, ni s-ar cere părerea dacă suntem sau nu suntem de acord. Dar sunt lucruri care nu se regăsesc în Scriptură. Spre exemplu, pe cine să pună deoparte biserica pentru slujba de prezbiter sau de pastor sau slujba de diacon. Nu avem undeva în Scriptură un capitol în care zice în biserica X în anul cu tare trebuie să-l puneți pe... Nici vârsta. Nici vârsta. E, nu, nu. Este un proces în timpul căruia ne rugăm ca, 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 Dumnezeu să călăuzească respectiva comunitate de credincioși, să ia decizia potrivită și ținând în permanență aproape de cuvântul lui Dumnezeu, fiind credincioși cuvântului în tot, într totul și sensibili la călăuzirea Duhului Sfânt, luăm deciziile. Dar, vedeți, autonomia trebuie, trebuie înțeleasă Uh, uh, bine, pentru că ea nu înseamnă izolare. Da? Autonomia înseamnă că Biserica se poate autoguverna, da? că ea are ceea ce se numește cele trei puteri. Puterea asupra membrilor, dar nu o persoană, nu pastorul, nu prezbiterii, nu comitetul Bisericii, ci întreaga congregație poate decide în dreptul unui, uh, unui credincios. Primirii de credincioși sau excluderii de credincioși, atunci când viața nu e trăită în rândul după Cuvântul lui Dumnezeu. Puterea mandatului, adică puterea implicarea credincioșilor în închinare, în predicare, în mărturisire în afara Bisericii, adică slujirile, da? și puterea organizării. Și aici, în mod special, alegerea slujitorilor, ordinarea lor, stabilirea unor norme proprii de funcționare, Deci, autonomia asta înseamnă că Biserica se poate autoguverna, având aceste trei tipuri de puteri, de putere. Dar ea nu ar trebui să se izoleze. Și e foarte interesant, încă de la începutul uh, mișcării baptiste, că din și baptiști care uh, au exprimat lucrul ăsta. Într-una din mărturisirile pe care le-au scris, de fapt, înainte de a, chiar de a ajunge înapoi pe tărâme englez, pe pământ englez, pentru când, când mișcarea baptistă s-a dezvoltat mai mult, când încă erau în, în Amsterdam, unul dintre liderii baptiști a, a scris o, o lucrare, comunitatea a avut o lucrare în care se spune foarte clar: se spune că. O, fiecare congregație uh, de credincioși, fiecare grup de credincioși îl are pe Hristos, după cum îl au uh, toate. Uh, asta, asta duce la autonomie: are tot ce trebuie ca să se autoguverneze, dar credincioșii, bisericile baptiste, la 1644, spre exemplu, scriu o mărturisire de credință foarte importantă, faimoasă pentru baptiști, în care Uh, ei, într-un fel, uh, indică, trimit nu spre autonomie în sensul de izolare, ci spre interdependență. Cu alte cuvinte, încă de la început, bisericile au simțit nevoia, cele șapte biserici care erau atunci uh, pe, pe linia uh, baptiștilor particulare, așa numiți, uh, au, au simțit nevoia să se asocieze. Și această interdependență Păstra într-un echilibru foarte interesant, pe de o parte, libertatea fiecărei biserici de a se autogoverna, dar pe de altă parte, nevoia de relaționare, de părtășie, de lucrare împreună, dar de asemenea și o oarecare autoritate în ceea ce privește lucrurile pe care o biserică le învăța sau le practica. Dacă asocierii de biserici, credincioșilor din asocierea de biserici, li se părea, dacă ei găseau că una din învățăturile sau învățătura uneia dintre bisericile care formau asociere, care erau în asociere, învățăturile nu erau potrivite, nu erau după cuvântul lui Dumnezeu, asocierea considera că are autoritatea să ceară respective biserici care s au îndepărtat de cuvânt să se îndrepte după cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă refuzau credincioșii din biserica respectivă, acea biserică era exclusă din asociere, din părtășia bisericilor. Deci există un echilibru între autonomie și interdependență. Și eu aș numi um, acesta ar spune că acesta este modelul cel mai uh, potrivit. Și după învățătura Scripturii, uh, Apostolul Pavel scriindu-le credincioșilor, bisericilor, exact asta face. Cu o biserică ar putea spune stop oricărei uh, voci care ar vorbi din afara ei. Dar noi avem nevoie de strunirea și lor de, din alte biserici, pentru că și ei au Duhul lui Hristos. Și s-ar putea ca noi să ne rătăcim. Și de aceea avem nevoie unii de alții, să ne, să ne strunim unii pe alții, să rămânem aproape de Domnul, de cuvântul Lui, sensibil față de călăuzirea Duhului și atunci când cineva începe să o ia pe lângă, să ne aducem înapoi la învățătura curată a cuvântului și la practica pe care Dumnezeu așteaptă de la biserica lui. Deci independența nu este, pardon, autonomia nu este independență, ci este administrarea de la sine locală, dar care nu exclude asocierea și îmi place ce spune mărturisea de credință de la Londra 1644 ați făcut referire la ea și deși congregațiile particulare sunt entități distincte fiecare fiind un oraș compact și legat în sine și totuși ar trebui ca toate să urmeze aceeași regulă și prin toate modurile potrivite să primească sfat și ajutor una de la alta, în toate chestiunile Bisericii, ca membri a unui trup în credință comun sub Hristos, singurul lor cap. Mi-a plăcut foarte mult modul în care mărturisea spune despre această relație în asociere. Cum vedeți relația aceasta în cadrul asocierii? Um, primii uh, baptiști vedeau uh, cam la fel ca relația dintre credincioșii care sunt membrii unei biserici. Uh, relația trebuie să fie una de egalitate, uh, indiferent de uh, număr de membri, de locație. Uh, ar trebui să fie una bazată pe respect reciproc, pe uh, dragoste. Ar trebui să fie o relație Centrată pe supremația cuvântului, dar și în jurul unei slujiri. Ar trebui ca bisericile nu doar să încerce să se raporteze static, să aibă, să aibă legături, ci să aibă și părtășie, să se viziteze reciproc, să se încurajeze unele pe altele, dar raportarea asta ar trebui să ducă și la ceva practic, să fie o slujire. Să... Pentru că o biserică nu are aceeași forță, nu are același impact, nu are aceleași resurse cum ar avea dacă le-ar pune împreună cu alte biserici. Și atunci frontul de lucru este așa de mare Nevoile sunt uh, multe, și uh, este foarte important ca bisericile uh, să nu uite că uh, nu sunt singure. Sunt unele biserici, poate suficient de mari, în așa fel încât să poată să înducă la îndeplinire toate lucrările pe care Domnul le încredințează acelor biserici, dar uh, bisericile mici trebuie ajutate, trebuie sprijinite și împreună putem avea un, un, impact mult mai mare în evangelizare, în misiune, în proiecte sociale, în prezența noastră, în sfera publică, în piața, în care trebuie să fim prezenți ca mărturisitori și ca profeți. Mărturisesc că pentru mine ce spunea mărturisea din 1644 și anume că asocierea asta se face pentru a urmări toți aceeași regulă a ne sfătui și a primea ajutor sunt câteva lucruri esențiale în cadrul acestei asocieri. Cum ar trebui să ne sfătuim unii cu alții, ca biserici, în așa fel încât să nu călcăm în picioare nici conceptul autonomiei? Cum ar trebui să facem lucrul acesta? Lucrul acesta îl facem având la bază mărturisirea de credință și um, atâta vreme cât uh, o biserică locală respectă mărturisirea de credință ia și statutul de organizare și funcționare al uh, Uniunii Baptiste, uh, câte vreme se întâmplă lucrul acesta, uh, atunci o biserică unei biserici trebuie să-i se să recunoască autoritatea de a decide în privința, în privința chestiunilor administrative care țin de, de organizarea ei. Nu ar trebui să vină nimeni din afară să-i spună că nu, nu sunt suficient de deschise scaunele sau băncile, ar trebui să fie o culoare mai închisă sau. Ar trebui să schimbe becurile sau uh, alte, alte decizii uh, sau alte aspecte ale, ale unei biserici. Um, acum, ne putem struni, ne putem sfătui prin um, un dialog al celor care slujesc, al slujitorilor, Uh, și ne putem sfătui în situații de criză. Atunci când o biserică locală uh, cere ajutorul, sau ar trebui să ceară ajutorul uh, frățietății al grupului de credincioși care sunt într-o regiune și dacă nu uh, la nivel de, uh, de țară. Sfătuirea uh, e, e de fapt foarte uh, complicată, pentru că în general, având în vedere principiul acesta al autonomiei, care este unul fundamental, ca să o spun așa, cum ar zice românul, sfaturile trebuie cerute. <laughs> Știți? E o problemă atunci când o biserică locală se îndepărtează de cuvântul lui Dumnezeu, de mărturisire, care de fapt e o, un rezume al învățăturilor principale ale Scripturii, și de statut. Și atunci sfaturile trebuie date chiar dacă nu sunt cerute. Dar eu cred că trebuie să creem cadru, un cadru în care să ne putem struni unii pe alții în părtășie colaborare. E foarte important ca relațiile dintre biserici să fie calde, să fie vii. Și atunci asta se întâmplă prin proiecte împreună, făcute împreună, prin vizitare reciprocă, prin relații strânse între slujitorii din biserici, slujiri pe care să le facă instituțiile regionale și naționale, cum ar fi comunitățile regionale și Uniunea dintr-o dintr țară, cum ar fi, în cazul nostru, România. Atunci, în cadrul acestora, putem să avem o contribuție pozitivă, să, să nu fie nevoie sau strunirea și sfătuirea să nu fie doar în situații de criză, când, când ele sfătuirea e impusă, de fapt. E cerută de. situații ne, Da, de situație și de nevoia asocierii regionale și asocierii naționale ca, ca Biserica ce are probleme să respecte cuvântul, să nu se îndepărteze de cuvânt sau și să-și să -și revină dintr-o criză, poate internă, care nu totdeauna e provocată de îndepărtarea de cuvânt în mod direct, ci de conflicte interne sau. Uh, probleme uh, care, care apar pe, pe fondul unei nevegheri, pentru că întotdeauna problemele interne în, în biserică trebuie văzute ca fiind un atac al celui rău asupra Bisericii lui Hristos. Deci, dacă am înțeles bine, uh, pentru a ajunge la o sfătuire bună între biserici, ar trebui să creăm un context, un cadru pentru sfătuire. Uh, și dialogul ar fi ceea ce ar trebui să fie predominant în acele, în acele sfătuiri. Înțelepciunea care vine la domnul dat slujitorilor bisericii, dacă mai înțeleg bine și iau ca aplicație spre uh, situațiile noastre uh, organele, să zic, externe, bisericilor locale autonome ar trebui să fie mai mult. Structuri de sfătuire și direcționare, decât structuri de decizie și impunere? Cu siguranță, cu siguranță că, că da. Asocierea nu are ca prim scop sau nu are orientare negativă. Asocierea dacă nu este făcută pentru sfătuire, pentru identificare cu o învățătură anume, pentru că, vedeți, ce spunea mărturisirea de credință de la 1644, ați citat un pasaj din ea, respectarea aceleași reguli, mersul după aceleași reguli, se referă la împărtășirea unei identități. Pentru că dacă o biserică locală înțelege Scriptura și o practică într-un mod și o altă biserică locală face la fel, cu alta, cu alta, cu alta, atunci, în modul cel mai natural, Bisericile acestea ar trebui să, să vină împreună. Ele poartă uh, un nume, dar de fapt ele au o identitate comună. Care este dată și de, de a... regula credinței. Și de acolo vine numele. Uh -huh. Și atunci, uh, de aceea, asocierea are această autoritate de a se asigura că fiecare dintre bisericii care își spun că sunt baptiste și sunt parte a Uniunii Baptiste, spre exemplu, din România, asocierea, Uniunea are autoritatea de a spune la un moment dat unei biserici, dacă ea nu mai împărtășește principiile, învățăturile și practicile baptiste, că nu este uh, în regulă și nu mai poate fi parte a asocierii, știți? Însă acela ar trebui să fie, un rol important, pentru că asocierea are și rolul ăsta de uh, Cineva de, 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 de um, veghetor. Știți? Dar aceea, acela este un rol într-un fel negativ. Pentru că uh, scopul ar trebui să înceapă cu, asocierea ar trebui să înceapă cu uh, venirea împreună, mm. pentru închinare, pentru colaborare, pentru ca împărăția lui Dumnezeu să înainteze. Și asocierea, de fapt, asta spune într-un mod uh, implicit că o biserică locală acceptă că nu este cea mai importantă, nu este uh, măsura lucrării, ci ea este una dintre rotițele care trebuie să se învârtă împreună cu alte rotițe, care sunt alte biserici locale, pentru ca lucrarea împărăției să crească. Și biserica se pune în modul acesta într-un plan secundar față de împărăție. Da, mi-a plăcut cum spunea mărturisirea de credință la 1644, referindu-se nu la membrii individuali, ci la biserici, ca membri, adică bisericile, a unui trup în credința comună sub Hristos. Cu alte cuvinte, bisericile formează și ele la rândul lor un singur trup. Care este Domnul Isus Hristos. Uh, da, aici, aici e de discutat, pentru că sunt niște subtilități uh, teologice. Uh, trupul este unul, și dacă ne uităm în, uh, în Sfânta Scriptură, și aici intrăm în, în tensiunea asta uh, între Biserica Locală și Biserica universal. Universală, și uh, noi ar trebui să vedem de ce spuneam că e un pic de discutat, pentru că Biserica Universală nu este formată, nu este suma tuturor bisericilor locale. Pentru că dacă ar fi suma, asta ar însemna că dacă nu e vreuna dintre bisericile locale acolo, ea nu e completă. Uh -huh. Dacă ar fi să spunem fiecare biserici locale, să, să o numim, cu să, să i să spunem că e o unitate, 1 cu 1 cu 1 nu înseamnă 300 și ăla e numărul complet, ci 1 cu 1 cu 1 cu 1 până la câte biserici locale sunt, egal cu 1. Biserica are, are în același timp o dimensiune locală, pentru că ea, ea se întâlnește într-un loc, ea, ea este suma credincioșilor autentici care, care au, au decis ca împreună să, să formeze o biserică, dar ea în același timp are o dimensiune universală. Credincioșii de, a, din, de acea biserică locală sunt în același timp parte a bisericii universale. Și eu ar zice că unitatea de măsură din Biserica Universală nu sunt bisericile locale, ci sunt credincioșii. Pentru că un credincios este mădular în Trupul lui Hristos. Și Trupul lui Hristos este unul, nu mini-trupuri locale, ci este unul singur. Dar acesta este un paradox cu care trebuie să trăim uh, pentru că trupul fiind unul, el se manifestă local. Deci, cu alte cuvinte, credincioșii fac parte din trupul mare al lui Hristos, da. uh, manifestându-se într-o biserică locală uh, și, de fapt, uh, în felul acesta Rezolvăm discuția între local și. Da. Biserica locală este o manifestare a Bisericii Universale într-un loc anume, într-un moment dat. Veghere, sfătuire, ajutor. E o altă dimensiune a acestei asocieri. Cum se pot ajuta bisericile între ele? Păi, în foarte multe moduri. Se pot ajuta prin învățătură, prin încurajare, așadar, nu? se pot ajuta financiar, mai ales bisericile mici au nevoie mare, se pot ajuta prin a se asocia în, în a îndeplini mandatul de a mărturisi o biserică locală, să putea să nu reușească să facă misiune sau să, și o să trimită misionare de una singură, de aceea trebuie să vină împreună. Dar aici, mai ales dimensiunea asta a ajutorului, cred că este una foarte importantă. Eu o problemă pe care am, am remarcat-o în ultima perioadă, și anume într un complex de factori, bisericile de mediul rural din sate sunt foarte afectate de migrația economică, educațională, oamenii au plecat de la sat din sate către orașe pentru a căuta de muncă pentru a căuta educație, bisericile din sate au fost puternic afectate. Și, de fapt, dacă ne uităm în România, ce puțin în contextul baptiză, s-ar putea să fie cazul și în uh, contextul evanghelic mai larg, bisericile din orașele mai mari au beneficiat foarte mult de această migrație. Mă tem că, deseori, uh, creșterea a fost dată exact prin a fluxul de credincioși din biserici de sate care au ajuns în orașe și asta ridică niște semne de întrebare dacă noi am reușit să avem o, o abordare eficientă în mediul urban, dacă nu cumva... Uh, uh, Ne-am amăgit. Da, da și, cleșterea... și eficiența a fost de fapt în sate. În sate au crescut și Amăgirea a fost că asta a fost o creștere, dar a fost o creștere a numărului de credincioși din biserici din orașe. Și nu a impactului bisericii de oraș în oraș. Exact. Și cred că trăim vremuri în care bisericile mai mari din oraș ar trebui să se întoarcă spre cele din sate și împreună să-i ajutăm pe cei din mediul rural din bisericile, din sate, să uh, continue lucrarea, să uh, fie din nou entuziasmați. Uh, să... Și pentru asta ne trebuie o strategie tuturor evanghelicilor, cred. Uh, cu siguranță sunt sate uh, în proximitatea orașelor mai mari, uni orașe universitare, cu mult, uh, cu business, cu. Uh, locuri de muncă, sunt sate care cresc. Dar și în, a, și în acelea, deseori, credincioșii care se mută în satele astea tind să meargă tot în bisericile de oraș. Așadar, că s-au obișnuit, e mai confortabil, e altă atmosferă, dar cred că e nevoie să, să, ne, să ne orientăm acum, să gândim toți evangelici o strategie de... Evanghelizare, de plantare de biserici, dar în mod deosebit baptiștii, cu metode care să fie adaptate provocărilor și nevoilor din, din prezent. De ce nu familii, spre exemplu, de credincioși tineri care pot lucra, cum zice, remote, adică pot munci de acasă? De ce nu s-ar duce un grup de familii într-un sat? Uh, cu modul uh, explicit, deci uh, cu, cu intenția de a deschide acolo o biserică. Să fie uh, mărturie în satul respectiv și să pornească o, o lucrare acolo. Așadar, uh, e, uh, e nevoie să facem front comun și uh, chemarea. Domnului de a-i fi martori, trimiterea noastră de a mărturisi, de a face ucenici, este una pe care trebuie să ne-o asumăm împreună și să facem lucrarea Domnului împreună. Și eu cred că vremurile foarte dificile pe care le trăim, în ceea ce se numește postmodernitate, deși unii spun că deja am ieșit din faza asta, dar aș zice în contemporaneitate. Provocările sunt foarte mari pentru că ne întoarcem la vremea preconstantiniană, în care biserica a fost ținută la marginea societății. Perioada premodernă și chiar modernă, în care biserica era în mijloc și spunea ce trebuie făcut, unde interpreta scriptura și toată societatea aștepta de voie, de nevoie să audă ce zice Dumnezeu, vremurile s-au dus. Ajungem la periferia societății, și noi ar trebui să fim prea preocupați că acolo ne-a fost cel mai bine. Că plasarea noastră în mijloc a venit și cu multe ispite, și de la Constantin, cu daruri care ne-au închis ochii, care ne-au făcut să ne pierdem vitalitatea spirituală, și a fost un miraj de deseori, o păcăleală căreia biserica i-a crezut victima. Dar acolo, la periferia societății, ne dăm seama că trebuie, că suntem, de fapt, una. Că, că până la urmă, uh, noi nu am face altceva decât să împlinim ceea ce ne spune Hristos. Că suntem una. Și noi ar trebui să. toți care suntem, care căutăm pe Domnul într-un mod real și îl mărturisim pe Iisus Hristos ca Mântuitor și căutăm să facem voia Lui și uh, să fim slujbașa împărăției lui Dumnezeu ar trebui să fim împreună, să, să lucrăm împreună, să ne ajutăm în acest um, mandat pe care îl avem de a fi slujitori ai împărăției. Dacă ar fi să facem o concluzie la ceea ce am discutat în această emisiune, cum am putea să rezumăm toată această discuție despre autonomia, asocierea bisericilor, uh, care ar fi câteva aspecte care nu ar trebui să le uităm când ne gândim la aceste concepte. Ar trebui să sărbătorim faptul că fiecare biserică locală are tot ceea ce îi trebuie pentru a fi Biserica lui Hristos. Și lucrul acesta ar trebui să ne încurajeze, dar să ne și responsabilizeze. Fiecare biserică locală trebuie să-și ia în serios, trimiterea de a face ucenici, de a fi o lumină în comunitatea mai largă, în zona în care a fost, a fost chemată. Ar trebui, în același timp, să nu ne comportăm ca și cum suntem singura biserică a lui Hristos și uh, în, uh, în smerenie și în dragoste față de ceilalți credincioși și celelalte biserici, să căutăm uh, unitatea în credință, să căutăm uh, conlucrarea, să fim uh, parte a acestui uh, plan extraordinar pe care Dumnezeul are de, de a uh, mări împărăția Lui și dându-ne mâna unii cu alții, slujind cu, cu bucurie și pasiune, să ajutăm ca un număr tot mai mare de oameni să-L întâlnească pe Hristos, să vestim Evanghelia împreună, să facem proiecte care să slujească pe semenii noștri și asta înseamnă cu siguranță o colaborare. Mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune și pentru toată dedicarea pe care o aveți pentru identitatea baptistă. Predați cursul acesta și am văzut preocupare, pasiune în studiu și în implementarea acestor concepte în cadrul comunității baptiste, în Biserica Locală. Vă mulțumesc! și vă doresc toate cele bune. Uh, mulțumesc mult pentru invitație. Și dumneavoastră vă mulțumesc și nu uitați, este extrem de important să fiți parte a unei biserici locale și acolo să vă aduceți contribuția cu tot ceea ce Dumnezeu va a hăruit pe fiecare în parte. Urmărim unitatea, colaborarea uh, și misiunea pe care Hristos ne-a dat-o să împărtășim împreună tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu fiecare biserici în parte pentru a putea sluji scopului său în lume pe care ne-l-a dat și anume să zidim împărăția lui în această lume. Vă doresc tuturor aceste lucruri să devină o realitate pentru noi toți de fapt și fie ca bunul Dumnezeu să rămână cu fiecare în parte, cu fiecare biserică și el să binecuvinteze viața noastră a tuturor. La revedere! O seară bună!